În anul 1582, păstorul John Dury, în Scoția, a fost eliberat de la pușcărie după ce a fost încarcerat pentru credința sa. La intrarea lui în orașul Edinburgh, îl așteptau 200 de prieteni care așteptau nerăbdători să-l vadă pe acest păstor eliberat. În scurt timp, vestea s-a răspândit și mulțimea a crescut undeva la 2000 de persoane care au ieșit în stradă să se bucure împreună cu păstorul eliberat. Și gloata aceasta, mergând pe strada principală a orașului Edinburgh, cânta din toată inima, cu glasul tare, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum. Este foarte trist, din punctul meu de vedere, că nu avem mai mulți psalmi pus pe muzică. Da? Tot traducem artiștii noștri creștini, tot traduc Hillsong și alte chestii, dar nu se pun să compună melodii minunate pentru cuvintele inspirate a Scripturii. Psalmii, până la urmă, sunt carte de cântări a poporului Israel. Ce experiență mai minunată decât să auzi 2000 de oameni mergând prin mijlocul orașului, cântând și strigând de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Cum ar fi să experimenteze credincioșii din Zalău asemenea bucurie, încât să iasă în stradă și într-o paradă așa spontană, pur și simplu, să proclame în mijlocul orașului Zalău de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Psalmistul începe acest psalm extraordinar, psalm minunat, atribuit lui David, printr-o afirmare a bunătății lui Dumnezeu, printr-o laudă adusă la adresa lui Dumnezeu. Și așa trebuie să înceapă, de fapt, orice adevărată închinare. Închinarea întotdeauna trebuie să înceapă întâlnindu-te cu Dumnezeu și reacționând la acea experiență când îl vezi pe Dumnezeu. Și reacția normală, firească, pentru creatură atunci când se întâlnește cu Creatorul este să îl laude, este să îl binecuvânte, este să enunțe lucruri minunate despre Dumnezeu. Și exact așa începe și psalmistul, arătându-ne că trebuie să afirmăm bunătatea lui Dumnezeu. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum. Realizarea și recunoașterea bunătății și milei lui Dumnezeu nu sunt suficiente. În niciun caz nu sunt suficiente dacă sunt doar experiențe personale, simțăminte personale. Această realitate care ai realizat-o, care ai experimentat-o, care ai conștientizat-o, trebuie proclamată, spune psalmistul. Să spună Israel acum lucrul acesta. Nu este ceva care trebuie doar să simțim în lăuntrul nostru. După ce am experimentat bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să proclamăm bunătatea lui Dumnezeu. Această proclamare trebuie să fie publică, să spună toată gloata, tot poporul lui Dumnezeu. Trebuie să spună lucrul acesta, să proclame lucrul acesta. Nu este doar o convingere personală, nu este doar ceva care rămâne acolo ascuns în inimile noastre. Este ceva ce spunem, este ceva ce proclamăm, este ceva care strigăm. Experimentarea Harului Dumnezeu trebuie să conducă la externalizarea Harului Dumnezeu. Și cum externalizăm Harul lui Dumnezeu? Cum facem parte altora de Harul care noi l-am experimentat? Foarte simplu. Spunem altora cât de bun a fost Dumnezeu cu noi. Atunci când experimentezi cu adevărat ceea ce Dumnezeu ți-a făcut ție, când realizezi cât de bun a fost cu tine, când realizezi cât de multă milă a avut față de tine, este imposibil să nu împărtășești cu alții. Rețineți în Scripturi, în Evanghelii, atunci când Domnul Iisus Hristos vindeca, deseori le spunea ca să nu spună la nimeni. Să nu spună la nimeni. Dar Hristos nu vrea să-și facă reclamă. Și nu se putea oamenii abține. Nu se puteau abține să nu împărtășească ce li s-a întâmplat, cât de mare minune au experimentat pe pielea lor. De asemenea,
credinciosul care a experimentat cea mai mare minune posibilă. Era mort și acum este viu. Era sclav și acum este liber. Era condamnat iadului și acum este moștenitor al cerului. Nu poate ca să nu spună altora, cu atât mai mult că nouă ni se poruncește ca să spunem tuturor. Să mergem și să strigăm în gură mare ce ni s-a întâmplat nouă. Cum am ajuns noi în această stare? Cât de cuprinzătoare este enunțarea aceasta a psalmistului. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Potrivită pentru orice circumstanță, pentru toate circumstanțele vieții. Pot spune așa ceva indiferent care este circumstanța vieții, indiferent care este necazul prin care treci, indiferent care este durerea prin care treci, indiferent care este situația vieții tale, poți enunța acest adevăr. De n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră. Priviți urgența și constanța acestei necesități. Acum, spune psalmistul, trebuie să proclamăm. Proclamarea acestei realități, a bunătății lui Dumnezeu, nu trebuie amânată nici măcar o clipă. Ci acum trebuie să spunem de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Nu mai încolo, nu după un an de zile, acum, în orice situație ne-am aflat, trebuie să ne amintim de bunătatea lui Dumnezeu și să proclamăm acest adevăr. Eu o să spun mai încolo când am timp, o să spun mai încolo ce trec de necazul ăsta, de încercarea asta, de problema asta, de criza asta. Nu, acum trebuie să spună poporul lui Dumnezeu. Vă imaginați că psalmistul realiza, spunând, poruncind lucrul acesta poporului Dumnezeu, poporului Israel, că în cadrul acestui popor erau oameni care erau pe vârf de munte și oameni care erau în vale. Erau oameni care erau în necaz și oameni care erau în bucurie. Oameni care erau în suferință și oameni care erau în sănătate. Și indiferent în ce stare se afla fiecare dintre ei, poporul lui Dumnezeu acum trebuie să spună de n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră. Pentru că orice primim din mâna lui Dumnezeu, care nu este condamnarea lui, este har. Întotdeauna ar putea fi mai rău și întotdeauna ne este mai bine decât am merita. Și nu doar într-o singură ocazie, nu doar ca și un eveniment singular, ci constant trebuie ca să facem această proclamare. Psalmistul compune acest imn, această cântare, să fie cântată de poporul lui Dumnezeu ca amintire constantă a bunătății lui Dumnezeu față de ei. În fiecare săptămână, în fiecare zi trebuie să venim și să lăudăm pe Dumnezeu pentru cine este El și pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Nu doar duminica, nu doar de două ori pe săptămână, nu doar o dată pe lună, nu doar o dată pe an, nu? Pe 1 iunie de anul nou sau seara de anul nou ne amintim, wow, ce bun a fost Dumnezeu cu noi anul acesta. Nu! În fiecare zi, constant trebuie să ne amintim de bunătatea lui Dumnezeu și să proclamăm bunătatea lui Dumnezeu. Este o activitate absolut constantă. Priviți unitatea care se cere în această proclamare. Cine să proclame? Cine este chemat să proclame public, instant și constant, bunătatea lui Dumnezeu? De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, poporul lui Dumnezeu unit la oaltă, care se identifică ca și poporul lui Dumnezeu, care se cunoaște ca și fiind poporul lui Dumnezeu, să proclame împreună uniți, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Psalmistul ne cheamă să ne amintim și care ar fi fost alternativa. Împreună cu o amintire și o proclamare a bunătății lui Dumnezeu, să ne amintim că nu este neapărat să fi fost așa. Că putea să fie altfel. Și amintirea asta a alternativei ne ajută foarte mult să apreciem cum au fost lucrurile și cum sunt lucrurile. Versetul 2. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi necat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice. În primul verset, psalmistul ne invită, ba chiar mai mult, ne poruncește poporului să strige de n-ar fi fost Domnul
de partea noastră, care în sine, dacă vă gândiți, este un fragment. Este un gând incomplet, da? Nu comunică un gând complet. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ce? Pentru că se subînțelege, este implicit, când denunțăm așa ceva, că ne gândim, dar a fost de partea noastră. Ne-a ajutat, ne-a izbăvit, ne-a mântuit. Ca tare, fragmentul acesta induce un gând complet. De n-ar fi fost de partea noastră, dar a fost de partea noastră. Este de partea noastră. Și acest fragment, acest gând fragmentat, de multe ori poate duce la o tratare superficială a Harului Dumnezeu. Dacă ne gândim doar la aceasta, ce bun este Dumnezeu cu noi. Putem ca să tratăm superficial această bunătate. Și atunci psalmistul ne invită să practicăm un exercițiu de gândire în spațiu negativ, de explorare a alternativelor ca să înțelegem cât de bună este varianta care am primit-o. Și această experimentare poate fi extrem de benefică pentru a primi o perspectivă mai clară asupra bunătății lui Dumnezeu. Nu lua în calcul, altfel spus, doar ceea ce a fost, ci ia în calcul și ceea ce ar fi putut fi. Nu lua în calcul doar cum sunt lucrurile acum, dar cum ar fi putut fi lucrurile. În acest sens, psalmistul ne spune să ne închipuim viața noastră luând în calcul acest scenariu. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră, cum ar fi fost lucrurile? Dacă n-ar fi Dumnezeu acum de partea noastră, cum ar arăta viața noastră? Această gândire în alternative sau în posibilități sau în spațiu negativ ne face să apreciem altfel scenariul prin care am trecut noi, viața care o trăim noi în fiecare zi. Permanența lui Dumnezeu și a bunătății lui în viața noastră nu ar trebui în niciun fel să conducă la o diminuare a prețuirii lui Dumnezeu. Faptul că El este constant, permanent în viața noastră, faptul că exercită în mod permanent bunătatea Lui, n-ar trebui să diminueze cât de mult îl prețuim. Dar asta este tendința noastră. Asta facem și în relațiile noastre personale. Dacă ai două persoane prezente în viața ta, unul este un prieten bun, întotdeauna este acolo, întotdeauna te ajută, întotdeauna te ascultă, nici măcar nu trebuie să-i ceri ajutorul, că el este prezent. Și altul este indiferent, nepăsător. La un moment dat, deși ar trebui să fie invers, la un moment dat ajungi ca să nici nu mai bagi în seamă așa de mult bunătatea prietenului bun. Este pur și simplu de așteptat. Ăsta este el. Nu mai apreciez așa de mult pentru bunătatea lui. El este omul care pur și simplu este acolo când ai un necaz. Pur și simplu te ajută când ai nevoie. Când prietenul acela sau cunoștința aceea care nu te prea ajută, face un lucru bun pentru tine, cât de surprins ești, câtă apreciere produce în tine. De ce? Pentru că nu te-ai așteptat. Pentru că nu te-ai... Ești gata să-i arunci o paradă, ești gata să-i faci o petrecere, ești gata să-i dai o medalie. Pentru că nu te-ai așteptat. De multe ori așa suntem și noi cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este permanent sursa bunătății din viața noastră, sursa binecuvântării din viața noastră. Este constant Dumnezeul de partea noastră. Începem și nu-L băgăm în seamă. Când este ultima dată, de exemplu, când ai băgat în seamă, cu adevărat, când ai stat și te-ai minunat că a răsărit soarele? Când îl vezi cu adevărat cum răsare? Da? Când îl privești, când se deschid ochii de la toate prostiile astea din jur și privești vreodată un răsărit de soare sau o lună plină. Este cel mai minunat lucru care parcă l-ai văzut vreodată. Dar știi ce? Soarele răsare în fiecare dimineață. Doar că te-ai obișnuit cu gândul acesta că trebuie să răsară soarele. Că trebuie ca să iasă luna seara. Că trebuie ca să... Te-ai obișnuit, e ceva normal și nu mai poți aprecia. Da? Și lucrul acesta este adevărat, cum am zis, pentru toate aspectele din viața noastră. Mulți dintre noi nu ne apreciem, de exemplu, familiile, pentru că suntem obișnuiți. E cum ar fi să nu mai ai pe acei copii care te enervează tot timpul? Cum ar fi să nu-l mai ai pe acel soț care te enervează tot timpul? Cum ar fi să nu mai ai pe acea soție care te bate la cap tot timpul?
Privește în spațiu negativ. Privește la alternative și vei vedea cât de mare este binecuvântarea care o ai. Privește la posibilitatea că Dumnezeu s-ar fi putut să nu fie de partea ta. Psalmistul ne invită să ne imaginăm o viață fără Dumnezeu de partea noastră. Și cât de dureros ar fi acest exercițiu, cu atât este necesar. Pentru că am ajuns să luăm pe Dumnezeu ca și un lucru de apucat. Ca și răsăritul soarelui. Pur și simplu trebuie să fie acolo. Pur și simplu trebuie să fie de partea noastră. Și realitatea este că s-ar fi putut să nu fie de partea noastră. Când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, spune psalmistul, nu sunt momente mai bune în care să ne închipuim alternativa absenței lui Dumnezeu decât acele momente de încercare. Fie că te afli într-un moment de încercare, fie că privești în spate la momentele de încercare. Și să te întreb, cum am fi trecut noi prin acele încercări dacă Dumnezeu nu era de partea noastră? Te poți uita și să vezi cum ai trecut și cum ai sfârșit și cum ai experimentat durerea respectivă, dar întreabă-te cum ar fi fost dacă Dumnezeu n-ar fi fost de partea ta, dacă erai singur. Și psalmistul răspunde în versetul 3, 4 și 5. Răspunde la această întrebare și arată care ar fi rezultatul final, care ar fi starea noastră dacă Dumnezeu n-ar fi de partea noastră. Ne-ar fi înghițit de vii. Când li s-a prins mânia împotriva noastră. Versetul 4. Ne-ar fi necat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru. Ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice. Tu știi cum ai trecut prin încercare? Ți-ai imaginat cum ai fi trecut fără Dumnezeu? Tu știi cum ai trecut prin cancer? Ți-ai imaginat cum ar fi fost fără Dumnezeu? Tu știi cum ai trecut atunci când te-a părăsit soțul? Ți-ai imaginat cum ai fi trecut dacă erai fără Dumnezeu? Tu știi cum ai trecut atunci când ți-a fost bolnav copilul? Sau când ți-a murit copilul? Ți-ai imaginat vreodată cum ar fi fost acea experiență fără Dumnezeu, dacă Dumnezeu n-ar fi fost de partea ta? Când înțelegem că lucrurile întotdeauna cu Dumnezeu de partea noastră au fost infinit mai bune decât ar trebui să fie. Și că experimentarea greutății ar fost total altfel cu Dumnezeu decât fără El. Începem să apreciem puțin din bunătatea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Psalmistul, în mod intenționat, vorbește în termeni general sau generici. S-au ridicat oamenii împotriva noastră. Tot psalmul este conceput general, este gândit ca să fie aplicabil la orice situație. Care oameni? Pe orice om, da? Toți oamenii. Orice om care nu face parte din poporul lui Dumnezeu este împotriva lui. Da? Știți lozinca, dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Și aici este adevărat. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești împotriva Lui. Ori faci parte din poporul lui Dumnezeu, ori ești împotriva poporului Dumnezeu. Ori Dumnezeu este partea ta, ori Dumnezeu este împotriva ta. Nu există loc neutru în relația cu Dumnezeu. Și este o bătălie cosmică care se poartă. Veche ca istoria. Între poporul lui Dumnezeu și oamenii care se ridică împotriva lor. Între cei care sunt al lui Dumnezeu și cei care îl urăsc pe Dumnezeu. Între copiii lui Dumnezeu și copiii satanei. Toată viața credinciosului, fie că realizez sau nu realizez, toată viața ta este angrenată în această bătălie. Ești pe frontul acesta spiritual. Iar singura speranță de victorie a poporului Dumnezeu, pentru că nu avem foarte multe aturi, de aceea în Scriptură nu suntem descriși în general în termeni foarte buni, fie că ne uităm în Vechiul Testament, când ni se vorbește despre poporul ales al lui Dumnezeu, ni se spune, n-ai fost cel mai numeros, n-ai fost cel mai puternic, n-ai fost bun de nimic, între ghilimele. Când ne uităm în Noul Testament la biserică, suntem o turmă mică, suntem oi blânde și proaste, adică nu suntem niște voivozi și niște intelectuali și o mare țară armată, un popor puternic care poate birui lumea. Suntem numai buni de biruiți. Suntem numai buni de subjugați. Speranța noastră nu stă în ceea ce noi putem,
în forțele noastre, în armatele noastre, în caii noștri, în voivozii noștri. Speranța noastră exclusiv stă în cine este de partea noastră. A cui suntem? Singura speranță de victorie în această bătălie în care suntem angrenați ca și poporul lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu este de partea noastră. Să nu uităm niciodată ce s-ar fi întâmplat de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Cum am fi trăit viața? Cum am fi sfârșit viața? Care ar fi viitorul nostru? Care ar fi veșnicia noastră de n-ar fi fost Domnul de partea noastră? Și nu doar biruința în această bătălie, dar și binecuvântarea de zi cu zi, ne spune Scriptura că vine din mâna Domnului. Nu trebuie să uităm că nu doar izbânda din mijlocul necazului vine din mâna lui Dumnezeu, ci orice lucru bun, ne spune Scriptura, vine de sus. Orice dar, orice bunătate, orice binefacere vine de la Dumnezeu. Imaginați-vă pentru o secundă, și nu vă cer să faceți mai mult decât atât, pentru că s-ar putea să fie prea dureros să faci acest exercițiu mai mult decât o clipă, viața ta fără cel care este dător de viață. Imaginați-vă viața fără cel care este sursa oricărei bucurii adevărate. Imaginați-vă viața fără orice binecuvântare, fără orice lucru care vă face să zâmbiți, fără orice alinare. Imaginați-vă viața pentru o secundă fără Dumnezeu. A spune că este inimaginabil nu este hiperbolă, este adevărat. Pentru că mintea umană nu poate concepe cu adevărat o viață fără Dumnezeu. Ea se poate amăgi că ar putea exista viață fără Dumnezeu. Dar cu adevărat, Scriptura ne spune că fiecare om știe că există Dumnezeu. În adâncul oaselor lui, în adâncul Duhului său, fiecare om știe că este Dumnezeu. A, că se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. O, cât har ca Dumnezeu să-ți dea viață să se răzvrătește împotriva lui. Ca Dumnezeu să-ți dea energia ca tu în loc să proclami de n-ar fi fost Dumnezeu de partea mea să spui că nu există Dumnezeu. Când soarele și luna și tot ceea ce există spun deslușit că există un Creator, ne spun cine este El, care sunt atributele Lui. Este inimaginabil pentru noi să concepem o viață fără Dumnezeu. Când ne gândim la lucrul acesta, ne înfioară, pur și simplu, ne terorizează gândul acesta. Pentru că realizăm că tot ceea ce avem este un dar de la Dumnezeu. Viața noastră, binecuvântările noastre, puterea care o avem, copiii care o avem, absolut tot, tot ce avem, este de la Dumnezeu. Cred că Voltaire spunea că dacă Dumnezeu nu ar exista, omul ar fi nevoit să-L inventeze. Psihicul omului nu poate funcționa fără acest adevăr al lui Dumnezeu. Da? Înțelegem prin faptul că suntem în existență, suntem creaturi, că trebuie să existe un Creator. Și pur și simplu n-am fi în stare să funcționăm psihic, mental, sufletește, dacă Dumnezeu nu ar exista. Dar El există. Exercițiul acesta a gândi în negativ, a gândi în posibilități alternative, ne face ca să putem prețui mai profund, mai adânc, mai real realitatea că prin toate, prin bine, prin greu, prin binecuvântare, prin boală, Dumnezeu a fost de partea noastră. Și realizăm cât de bun este El cu noi. Apoi psalmistul ne spune să ne amintim nu doar de izbăvitor, să ne amintim nu doar de izbăvire, ci și de izbăvitor. Să privim și la persoana lui Dumnezeu și nu doar la ceea ce a făcut El. Să privim nu doar la binecuvântările Lui, ci să privim la natura sa, să privim la cine este, la cine este El. Și în ultimele trei versete, El îl descrie pe acest Dumnezeu care este de partea, care este de partea noastră. În primul rând, începem de la ultimul verset în sus, cred că este mai ușor de înțeles. Îl descrie pe Dumnezeu care este Creatorul nostru, Dumnezeu Creatorul tuturor lucrurilor. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Știți, din studiul nostru prin Cartea Psalmilor, că această identificare a lui Dumnezeu ca și Dumnezeul Creator este extrem de importantă.
În momentul în care l-ai identificat ca și Dumnezeul Creator, l-ai pus într-o categorie exclusivistă. Poate fi unul singur. Sunt multe persoane care te pot izbăvi dintr-un necaz. Există unul singur care a creat tot ce este. Sunt multe persoane sau entități care te pot binecuvânta într-un fel. Este unul singur care a dat viață la tot ceea ce există. Și Dumnezeu este acesta. Dumnezeu este Cel care a făcut cerurile și pământul. Și prin aceasta nu se referă doar că El a făcut norii, atmosfera și pământul și restul le-a făcut altcineva. Este o expresie care ne dă de înțeles că tot ceea ce există a venit în existență prin El. Psalmistul afirmă această realitate a Dumnezeului Creator, care a făcut cerurile și pământul. El este creatorul tuturor lucrurilor și tuturor oamenilor. Dar atenție, El nu este ajutorul tuturor. El este creatorul tuturor, dar El este ajutorul nostru. El este creatorul tuturor, dar El este Tatăl nostru. Da? Noi nu ne rugăm Tatăl tuturor care ești în ceruri. Ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Există o relaționare diferită a lui Dumnezeu față de noi și o relaționare diferită a noastră față de Dumnezeu. Psalmistul se identifică cu acest Dumnezeu. Pe când restul creaturilor, deși sunt create de Dumnezeu, nu se identifică. De ce? Pentru că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Pentru că deși este clar că fiecare om este creat de Dumnezeu, cei mai mulți oameni nu vor ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Cei mai mulți oameni vor să năbușe acest adevăr, vor să nege acest adevăr. Cei mai mulți oameni vor să trăiască în răzvrătire față de Dumnezeu. Și doar cei care sunt ai Lui, doar pe aceia Dumnezeu îi ajută în sensul acesta. Dar Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, dar există un ajutor special, există o relație specială între Dumnezeu și poporul Său. În al doilea rând, Dumnezeu care este Salvatorul. Nu doar Creatorul, ci Salvatorul. Versetul 7. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Este așa de ușor să ne amintim de momentul scăpării, de momentul salvării, dar nu de Salvator. După ce am fost salvați, să ne amintim cât de mare a fost salvarea, dar să uităm cine ne-a salvat. Identitatea celui care ne-a izbăvit. Să spunem, lațul s-a rupt și noi am scăpat. Și să uităm cine ne-a scăpat. Să punem accent pe eveniment și nu pe cel care l-a orchestrat sau l-a cauzat. Fie că e vorba de o încercare din care am fost izbăviți, fie că este vorba de mântuirea sufletului nostru. Să vorbim foarte mult despre noi și despre mântuire și despre scăpare și despre izbăvire și să uităm Cel care ne-a scăpat, Cel care ne-a mântuit, Cel care a făcut această lucrare. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Dar oare de ce? De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, oare sufletul nostru ar fi fost scăpat? Ar fi fost în continuare în lanțuri, în capcană. Există o cauză pentru care lațul s-a rupt. Există o cauză pentru care am fost scăpați. Există o cauză pentru care am fost izbăviți. Și cauza este că Dumnezeu este de partea noastră. Ce ușor este să-ți amintești de izbăvire și nu de izbăvitor. Ce ușor este să te bucuri de răscumpărare și nu de răscumpărător. Și Psalmistul ne cheamă ca să ne amintim nu doar de efectele realității că Dumnezeu este de partea noastră, ci de Dumnezeu. Să ne bucurăm nu doar de beneficiile faptului că El este aliatul nostru, ci să ne bucurăm chiar de Dumnezeu, de persoana Sa, de Cel care ne-a răscumpărat. În al treilea rând, îl descrie ca și un Dumnezeu care este suveran. Versetul 6. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat, care nu ne-a dat pradă dinților lor. Care nu ne-a dat, expresia aceasta cuprinde cel puțin două valențe. Pe de o parte, nu ne-a dat pradă în sensul că El a intervenit și ne-a izbăvit. În sensul că atunci când ne-am aflat în mijlocul încercării, El a intervenit și ne-a scos din acea încercare.
putea să ne lase în acea încercare, putea să nu intervină în acea încercare și eram pradă acelei încercări. Apoi, în al doilea rând, mai adânc, mai profund, Dumnezeul nostru nu este unul doar care intervine când ne aflăm în necaz, ci este unul care este suveran și în control peste acel necaz. Este unul care hotărăște dacă să permită sau nu acel necaz. Este unul care hotărăște care este finalul acelui necaz. Dumnezeu este suveran de la început și până la sfârșit. Când îi se spune că nu ne-a dat, se referă la faptul că nimic nu se poate întâmpla fără voia lui Dumnezeu. Se referă la faptul că nici cel rău, nici oamenii, nici circumstanțele nu pot să acționeze asupra noastră dacă Dumnezeu nu-și dă acordul. Cel mai bun exemplu, evident, îl știți, este Iov, în care vedem că înainte ca Satan să se atingă de Iov în orice fel, el are nevoie de acordul lui Dumnezeu. Da? El nu poate să meargă și să-și facă de cap și apoi să vină și doar să-i dea raport la Dumnezeu. Doamne, uite ce am făcut cu Iov. Nu, el trebuie să primească un acord din partea lui Dumnezeu. De asemenea, înțelegem că nimic din viața noastră nu se întâmplă fără acordul lui Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște dacă ne dă unei încercări sau dacă nu ne dă unei încercări. Dacă îngăduie o suferință în viața noastră sau dacă nu îngăduie o suferință. Dumnezeu hotărăște cât de tare ne va zdrobi acea suferință. Dumnezeu hotărăște care vor fi rezultatele acelei încercări. El este cel care este în control de la început și până la sfârșit peste toată viața noastră. Suferința, natura, magnitudinea ei, durata ei, dar și rezultatul ei sunt la dispoziția Dumnezeului nostru. O, și ne imaginăm, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, atunci am fi fost prada suferinței, am fi fost prada nenorocirii, am fi fost total anihilați de încercările acestei lumi. Am fost prada păcatului, dar pentru că Dumnezeu este de partea noastră, El nu ne-a lăsat și nu ne-a dat prada acestor nenorociri. În ultimul rând, psalmistul ne amintește din nou și din nou și din nou că acest Dumnezeu, acest Dumnezeu care este creator, împotriva căruia ne-am răzvrătit, acest Dumnezeu care este salvator, care a orchestrat salvarea noastră din orice încercare, cât și salvarea sufletelor noastre de la condamnare. Acest Dumnezeu care este suveran, care este în control peste absolut toate lucrurile. Nimic nu l-a luat prin surprindere. Nu căderea din grădina Edenului, nu răzvrătirile din viața mea, absolut nimic. Totul este în mod suveran, decretat și orchestrat de Dumnezeul nostru, ca scopurile Lui să se atingă. Acest Dumnezeu, ne amintește psalmistul din nou și din nou și din nou, este Dumnezeul nostru. Este Dumnezeul nostru. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spune Israel acum. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. Ne-ar fi înghițit de vii când li s-a prins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înnecat apele și ar fi trecut râurile peste sufletul nostru. Ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice. Vedem această relație între poporul lui Dumnezeu, da? Sufletul nostru. Interesant. Vorbește despre popor, suflet singular, da? Pe de o parte avem poporul lui Dumnezeu și pe de o altă parte avem pe Dumnezeu. Și El este de partea noastră. El este Dumnezeul nostru. El, sufletul nostru, l-a scăpat. El este ajutorul nostru. Nu este suficient doar ca să cunoști despre acest Dumnezeu, nu este suficient doar să fii de acord că El a intervenit în viața ta. Trebuie ca să cunoști pe Dumnezeu așa cum este El. Trebuie ca să afirmi, să proclami bunătatea Lui așa cum este ea. Și trebuie ca să te identifici cu El, să știi și să crezi că El este Dumnezeul tău, Dumnezeul nostru. În această dimineață, sper ca prin meditarea noastră asupra Cuvântului Dumnezeu să fi privit puțin mai profund cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu pentru noi. Privind în contrast ce ar fi însemnat dacă Dumnezeu n-ar fi fost de partea noastră. Și în fiecare zi a vieții noastre
Să ne amintim de bunătatea Lui, să ne amintim de măreția Lui și să proclamăm public, de n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră, cum ar arăta viețile noastre, cum ar arăta sufletele noastre, dar slavă Lui că El este Dumnezeul nostru.